el avea o fată care era mâncarea pentru el. Și eu pe hol răzuiam peretele cu o rachetă. Mizerie, nu vedeai la doi pași. Mi s-a uscat gura, m-a dus să beau o bucătărie, o gură de apă. Iar acolo când am intrat, așa a fost o izbucnire de lumină, că erau peretele la acea bucătărie. Iar în fața mea, un platou, un aprilie, cu niște cireșe mari, roșii, cu picățele așa de apă strălucitoare pe ele. Credeți-mă că n-am mai știut ce e cu mine. N-am mai gândit, m-am dus, am luat o cireșe și am mâncat. Și cum v-a pedepsit? Perfect. Cum m-a pedepsit? Domnișoara asta care făcea mâncare, domnișoara Georgiana, a urlat la mine. Ce faci? Eu le-am încredit. Mi-am dat seama ce am făcut. M-am retras. Crede-mă că... Ce scuze, nu... Ce scuze? Ok, bine, mă duc și-ți cumpăr o cireașă de piață și o aduc înapoi. În aceeași seară, Marius m-a anunțat. Ești detașat la FAO. Ce era FAO? FAO era un bloc fără ferestre, fără uși, negru pe dinăuntru, au stat țigane acolo și au pus focul și fără el. Pe jos era noroi atât. Când am început să fac pe acolo, cu lopata mă. Și acolo am stat din 2000 aprilie până în 2004 ianuarie. Dar vă țineam cu forță. Mai grav, era mai grav cu forța. Nu numai că nu ne ținea cu forță, dar ne amenința că ne dă afară. Iar asta era cea mai mare amenințare. Unii dintre noi se obișnuiseră acolo. Tăiaseră cu părinții, cu rudele, cu exteriorul. Și s-a gândit când, într-adevăr, mi-a dat afară, eu personal să mă acomodez. Să vă dau un exemplu, în 2004 mi-a dat afară, în 2009 abia am obținut un loc de muncă cu contract de muncă normal. Și eram descalificat, nu mai știam ce să facem în viața civilă, în viața reală. De ce suntem porniți? Vrem ceva înapoi, din viața noastră. Cine am mutat? Eu dacă reușesc, aia 4 ani care am mutat, să ne pună pe capete de muncă. În ce moment s-a produs ruptura? Când v-ați spus gata? Din partea mea și din partea lor. Cum s-a terminat? Din partea mea s-a terminat când mi-am dat seama că fusesem timp de un an de zile oamenii ăia sărați să scape de mine și nu-mi dădeau seama că pot să scape de mine. Și când am realizat acest lucru, am dat un bilet lui Gri, vreau să plec în oraș. Zici, nu. Iar pe prietena mea, vrea să o mute la un așram diferentat. Și atunci am zis, gata, plecăm, nu mai stăm. Am plecat pentru că ne-a forțat. Deci au treptat, ne-au împins așa spre margine până ne-au dat afară. Sex pe bani se făcea? Da? Sex pe bani, nu e adevărat? Deci, știu ceva zbomuri, dar nu pot să spun. Eu am văzut chestia asta. Ce-a? N-am văzut. Că fac sex. Dar acolo unde asta de astfel, ce se făcea ceva de genul ăsta? Unde eram eu? Păi erau prieteni unii cu alții, făceau o treabă lor. Dar nu pe bani. Dar cum? În grup? Nu. Ciudățenii, ați văzut tot felul de ciudățenii.
Nu. Păi dacă după ce să văd un... Eu am fost cel care a stricat totul. Ce? Ce? Dar nu eram așa. Nu eram în București, aveam în altă parte. Dar ce? Ce spun eu? A venit instructorul... A venit instructorul de yoga la mine. Tot grupul lui de yoga. Băieți și fete. Că să vedem un film inițiatic. Ce părere aveți despre film? Ne întreabă. Fetele încântate. A fost grozav, dar ce spiritual. Când mă întreabă lui, am dat cu bătă în bată. Nu fie pornografic, ce să fie? Așa. Zice. Și? Au fost dezamăgit. Au plecat. După aceea am auzit că s-au dus în altă parte și au făcut. Te trebuia să bagă la mine. Ce? Sexul grup? Da. De asta, practic, de ce v-ați băgat în chestia asta, până la urmă? Sunt niște... niște credințe pe care ele folosesc și ajută. Evoluția spirituală este o mumeală pentru cei cam de 30-40 de ani. Cu asta m-a atras pe mine. Pe cei mai de 19-20 de ani îi atrag cu fete multe și băieți mulți, unde amorul e liber. Iar pe cei mai mici cu efectele benefice ale Hatha Yoga. De asta m-au spălat creierul. Mie, da, au reușit mult, dar mi-am revenit foarte greu. Acum v-ați revenit? Cum? V-ați revenit?